Scena lumii. Acesta este marele adagiu al teatrului Shakespearean. Uh, o frază celebră din Regele Lir spune: Când ne naștem, plângem că ne-am trezit pe scena asta mare de nebuni. Uh, tema uh, lumii uh, ca scenă, însă, e o temă care precede pe Shakespeare. Ea uh, vine de la antici uh, și, într-un fel de omagiu, aș aminti. Că uh, Tudor Vianu, uh, maestrul generațiilor noastre, a consacrat un studiu acestui motiv al Lumica Teatru. Uh, și uh, Shakespeare s-a înscris în această filieră a Lumica Teatru uh, pe scena Teatrului Glob, uh, care era uh, locul. Uh, al cărui proprietar era teatrul care îi aparținea, al cărui manager era, el înscrisese Totus mundus agit histrionem. Toată lumea se comportă ca actor. Ca actor, în sensul de histrion, în același timp joacă un rol și, în același timp, este plin de duplicitate omul este în același timp, este totodată, este totodată prizonierul unui rol și, cum să spun, practicantul dezvolt al unor roluri de-a lungul unei vieți. În, de la, în, în acest motiv extraordinar de interesant, uh, anticii au descoperit că, uh, în primul rând, uh, noi suntem pe, pe o scenă a lumii, dar că pe această scenă a lumii nu suntem liberi. Uh, noi ne sunt predeterminate rolurile. Uh, cineva o putere superioară, Dumnezeu să vă spune mai târziu, dar la uh, greci o putere superioară ne atribuie un număr de roluri uh, și ceea ce e sursa împlinirii în viață este să-ți găsești rolul care ți-a fost atribuit și să-l duci uh, până la capăt cu dăruire și uh, fără nicio trădare. Uh, pe de altă parte, această, acest motiv al rolului este un motiv, într-un fel, foarte pesimist. Noi nu suntem liberi, noi suntem predestinați unor roluri unei, un cadrul unei distribuții gigantice. Acest, acest motiv al lumii ca teatru e un motiv care s-a dezvoltat de-a lungul întregii antichități, de asemenea la Roma, dar el a devenit central la, la Shakespeare. Pentru Shakespeare, lumea și teatru sunt două entități care comunică asemenea unor vase comunicate. Citim lumea prin teatru și descoperim teatrul prin lume. Shakespeare produce acest dialog constant și profund între cele două entități. De altfel, în Macbeth, celebra lui tragedie, o definiție a vieții spune viața nu-i decât o umbră în mișcare, un biet actor care se împăunează și se agită pe scenă cât e vremea lui, iar pe urmă nici nu mai auzi de el. Deci viața e, e un joc, e o reprezentație care îi urmează a, după aceea a, a, dispariția. Ceea ce este însă foarte interesant la, la Shakespeare este faptul că a, pe scena lumii nouă ne revin, roluri. Dar aceste roluri nu sunt, în cazul lui Shakespeare, unice. Din potrivă sunt roluri care trec de la o vârstă la alta. În acest punct de vedere, cel mai semnificativ și care merită citit și recitit este monologul lui Jacques melancolicul din Cum vă place, care demonstrează că de-a lungul vârstelor se schimbă rolurile, că de fapt jucăm rolul o tânăr, omului matur, omului uh, în vârstă pentru a sfârșit uh, fără din și cocărjat uh, în ultimul uh, rol al vieții. Deci într-un fel, într-un fel pe scena lumii, uh, avem când un singur rol care ne aparține, când mai multe roluri care se succed. Totul depinde, totul depinde de înțelegerea și de acceptarea acestui uh, sistem prealabil de, de roluri acestei predeterminări. Motivul lumii ca teatru se va dezvolta două secole mai târziu, în continuare, el va dispare însă odată cu romantismul, cu romantismul când în urma marii intervenții a Revoluției franceze, a Spiritului Luminilor, ideea predeterminării este abandonată în favoarea unei alte idei, aceea a liberului arbitru. Eu sunt sigur că mă pot împlini dacă mi-aleg eu însumi rolul pe care îl am în societate, rolul pe care vreau să-l joc. Ideea de rol există. Dar nu mai depinde de o putere superioară, ci depinde de mine însumi, în raportul cu, cu lumea. După aceea, într-un mod foarte subtil. Tema uh, rolurilor de jucat va apare într-o piesă uh, care merită uh, recitită mereu, uh, deși uneori e considerată ca prea teoretică. E șase personaje în căutarea unui autor, uh, personajele care sunt, de fapt, personaje care trăiesc o experiență biografică, dar care vor să fie jucate pe o scenă. Vor ca, într-un fel, viața lor să se cristalizeze în rolul pe scena teatrului pe care ei o asimilează ca dublul scenei de viață. Acesta ar fi foarte repede drumul acestei teme a lumii ca teatru, a scenei lumii, pe care o, o găsim din de la filozofia antică până în secolul XVIII tema de, uh, declină în, ultimul, în acest, după secolul XVIII pentru a reveni apoi în, uh, în textele lui Pirandello. Dar uh, teatrul a produs un fenomen extrem de, 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 de interesant. Este faptul că, uh, într-un fel, uh, teatrul uh, Shakespeare sau Molière, în alt fel, au creat uh, roluri care definesc uh, varietatea umană. Uh, Într-un fel, uh, vorbind despre scena lumii uh, și creind scena lumii pe o scenă, uh, teatrul a uh, furnizat un abecedar. O carte de interpretare a lumii. Uh, și, uh, evident, că această carte de interpretare a lumii e în funcție de personalitatea celui care acționează și de acelui care îl vede, care îl interpretează. Nu putem spune de atâtea ori, nu auzim aceste cuvinte spunând despre cineva, el e ca un hamlet printre noi. Deci, melancolicul printre noi e definit nu atât prin categoria la care îi aparține melancolia, ci prin categoria unui personaj, prin rolul unui personaj în Hamlet. Dar uh, uh, cele mai flagrante, cele mai flagrante, cele mai radicale apropieri uh, s-au produs uh, după lectura unei cărți importante din anii 60, Shakespeare contemporanul nostru, schisă de Ian Cot, unde Ian Cot invită la asocierea, la, la lectura reciprocă a istoriei prin prisma teatrului. Și în această carte a lui, a lui Cot descoperăm apropierea cu uimire atunci între monstruozitatea lui Richard al III-lea și Stalin. Într-un fel, într -un fel, sistemul, identitatea staliniană putea fi citită prin prisma unui rol prescris de către Shakespeare, Richard al iii Văzând Richard al iii în regia recentă, acum doi ani, al lui Andrei Șerban la Teatrul Bulandra, îmi spuneam, această piesă este genială, pentru că, într-adevăr, anunță mecanismul Puterii pe care îl va dezvolta Stalin. Mai, mai subtil, mai complex chiar decât Hitler. Pentru că în Richard al III-lea ni se arată cum cineva care nu era predestinat puterii, sfârșește prin a lua puterea și în același timp își omoară aliații, își distruge partenerii, își ucide femeile din jur. Deci, Similaritatea între Richard al iii și uh, uh, Stalin este flagrantă și această lectură, această lectură ne, uh, ne luminează, luminează nu numai pe Stalin, luminează și pe Richard al iii pentru că astfel între trecut și prezent se instalează o operație de dublă focalizare. Mă privesc în el și el mă privește pe mine. Iar eu, spectator, descoper acest joc de reflexe. Ce, ce putem spune? Putem spune că acest fenomen uh, apare și în alte. După aceea a fost uh, extins. Uh, uh, în zilele noastre, Antigona a devenit, a devenit o, o, o figură reprezentativă a rezistenței, a luptei împotriva, luptei împotriva puterii, a incapacității de a se acomoda cu o putere pe care o contestă într-un spectacol pe care uh, critica română n-am înțeles niciodată, la, nu l-a apreciat, făcut de Alexandru Tocilescu cu uh, Ion în rolul lui Creon, se pune accentul tocmai pe această rezistență a Antigonei. Și de aceea uh, când astăzi vedem în diferite părți ale lumii, în America Latină, în, uh, în Birmania, vedem femei care rezistă de atâtea de ori, ele sunt asimilate uh, cu uh, Antigona. Uh, situațiile sunt complexe în viață, dar teatrul are forța de a cristaliza, de a identifica un comportament printr-un rol care lămurește, explică uh, situația. Aceasta este dimensiunea shakespeareană, Richard al iii lea Hamlet, Regele Lire, uh, Coriolan, uh, dar există și uh, mai puțin uman, uh, mai, mai, mai abstract, mai rigid, există și uh, poziția adoptată de Molière care a creat faimoasele tipuri. Tipul avarului e un tip creat de Molière pe care îl recu cunoaștem în în viață. Avarul se citește, se citește prin perspectiva piesei lui Molière. Dar mai ales piesa care e cea mai des jucată astăzi pe scena lumii este uh, Mizantropului lui Molière, uh, pus în scenă de mari uh, uh, regizori în care uh, se analizează tocmai mizantropia unui personaj, al SEST, în cadrul unui salon, în cadrul unei comunități sociale. Și aș spune că, din nou, teatrul luminează lumea și, și lumea înrădăcinează teatrul. Aceasta este relația complexă între, între ele. Cel mai recent, am scris și eu un articol despre acest lucru, și cel mai flagrant a fost uh, personajul teribil, din fericire, pentru moment uh, marginalizat, al lui Trump. Uh, Trump mi-a apărut într-o zi ca expresie explicită a acelui rege absurd uh, care uh, a fost creat de Alfred Jari, uh, Ubu Rege. Uh, comportamentul lui Trump, uh, toate reacțiile lui Trump sunt similare uh, comportamentului uh, pe care îl regăsim în uh, farsa lui Jari, Ubu Rege. Deci, uh, uh, putem merge mai departe spunând că uh, Ubu Rege a fost uh, din dincolo de Richard III, care este un monstru de inteligență, de cruzime, de strategie, a fost uh, încarnarea unui alt rol, uh, rolul regelui absurd, care procedează la acțiuni uh, extraordinare de, de uh, incoerente, de aleatorii, uh, într-un fel confirmând, confirmând, nu expresia celui care accede la putere, ceea ce a fost cazul lui Charles ci ci cel, celui care exersează puterea într-un mod absurd. Și de aceea, e o teorie pe care o am, aceste coincidențe între teatru și lume au nevoie de un context favorabil. În interpretarea lui Ubu roy regitori importanți ca Peter Brook în Franța, Antoine Vitez, au ratat spectacolul, pentru că ei nu știau ce reprezintă Ubu Rege. În timp ce Ubu Rege, absurd, complet Complet uh, improbabil, haotic, uh, devine o figură uh, foarte, foarte pertinentă în țările africane. Cele mai mari spectacole cu burege au fost uh, spectacole făcute în Africa uh, sau spectacole făcute în vechile țări din Est. Uh, cele mai bune au fost uh, spectacolul lui Siviu Purcărete, care a avut ideea genială de a asocia de a asocia uh, Ubu Rege cu Macbeth, uh, Macbet, uh deci, viziunea nobilă și viziunea derizorie a tiranului în Bulgaria, în Ungaria, etc. Deci, spuneam că pe scena lumii se manifestă, intervin personaje politice, dar aceste personaje sunt uneori luminate de perspectiva rolului pe care a fost deja scris, ca și cum ele se, se, se apropiau, se asociau cu aceste imagini elaborate de, de, de teatru, de la antichitate până, până acum. Putem spune că scena lumii nu se rezumă doar la personaje, scena lumii se rezumă și conține și situații astăzi când vedem așteptându-l pe Godou, avem senzația că lumea noastră e o lume care îl așteaptă pe Godot. Deci, de această dată nu e vorba de a se face legătura între un protagonist de altă dată și a, situație și un personaj politic actual, ci de a, face, de a produce asocierea între a, o situație, a aștepta pe Godot, și lumea noastră, de exemplu, în care așteptăm cu toții acest godou care va veni, nu va veni, toți suntem reiniștiți. De ce e atât de mare ecoul pe care l-a produs Livada de Vișini a lui Cehov? Pentru că Livada de Vișini vorbește despre o situație care e proprie lumii noastre, situația unui sfârșit de civilizație. Acest sfârșit de civilizație se manifestă prin declinul teatrului, prin declinul cărților, prin declinul a diverse funcții sociale și această poetică a sfârșitului se regăsește în Livada de Vișini. Deci, aș spune că pe scena lumii regăsim sau personaje de pe scena teatrului sau situații de pe scena teatrului. Uh, sigur că astăzi lumea mai complexă, mai haotică, mai dezordonată, dar aceasta nu ne împiedică uh, să ne ap apărăm uh, de această confuzie, identificând, identificând uh, personaje din jurul nostru grație unor personaje care le preexistă. Emoția pe care am trăit-o văzând Electra, o Electra grecească prezentată la București în momentul în care la Atena domnea dictatura militară, era fără de seamă, pentru că electra lui Sofocle, era în același timp o revoltată contra, contra puterii. Părerea mea modestă e că teatrul nu atinge niciodată o atât de mare intensitate ca atunci când se produce, uh, scurt circuitul între cele două scântei, între real și ficțiune, pe fondul unei eterne, eterne și uh, permanente. Uh, persistențe a scenei lumii. Teatrul a, a, produs o cristalizare a rolurilor. Cum spuneam, Antigona, Hamlet, Richard al III-lea și, pe de altă parte, teatrul a propus și a analizat ființe, ființe care au, sunt extrem de complexe, care nu pot fi reduse la rol. De aceea, aș spune că pe scena lumii regăsim, pe de o parte, contururile precise ale unor roluri, iar pe de altă parte, ne confruntăm cu surpriza, cu neprevăzutul oamenilor. Totul nu se reduce la roluri, dar rolurile capătă o forță, de, o, o putere de distinție cu atât mai mare, cu cât sunt înconjurate de incertitudine, de ceață, chiar de obscuritate. Scena lumii este. O lumină în noapte și nu este o interpretare generalizată a ă, lumii. Și de aceea, marile spectacole ă, experiențe antice, ă, mem cu textele lui Molière, sunt spectacole în care se conjugă ă, precizia ă, rolului și ă, incertitudinea ă, personajelor care sunt în jur, incertitudinea celor care. Ă, se asociază rolul. Într-un mare spectacol al lui Gabor Tompa de la Cluj, negociatorul din Veneția, frumusețea spectacolului provenea, pe de o parte, din forța încarnării unui rol de către un actor excepțional, Bogdan Jolt. Care juca Shylock era un rol, dar alături, ca într-o tapiserie reușită, se, se mișcau uh, personajele oponenților, uh, a femeilor, uh, deci, într-un fel, a, a forfotului lumii. Uh, poate aș spune că totul se joacă între scena lumii și forfotul lumii. Din această legătură între opo... această opoziție. Între rol și, uh, și persoană, din această opoziție între uh, claritate și imprecizie. <fixi>